Întorcându-mă la povestea cu cei 6 clienți din cei trainee de la început, băi, noi am insistat în prostie, adică nu ne-am lăsat. Am insistat, am început să... Ați insistat, dar pe ruta asta. Pe ruta aia. Nu, pe ruta mică, să știi inițial. Pe ruta mică ați insistat? Ruta de jos, pe ruta de jos. Până când? Început... Deci 2015, îți dau timeline-ul. 2015 până în 2017... Am insistat pe ruta mică, am mai dezvoltat alte produse, am ieșit la întâlniri. Și până în 2017 aveam o rată de conversie la întâlniri spectaculoasă, a mea personală. Am început să vin în București, noi fiind în Ploiești, aveam întâlniri în București. Avocați, firme, început să vină și către companii. Rata de conversie, deci din 100 de întâlniri, vindeam la un client. Hai, wow, 1%. Da. Întâlniri. Asta e bună, dar pe net, nu la întâlniri. Întâlniri fizice, deci mă duceam, intram în birou, la un moment dat am zis, băi, nu mai mă duc. Deci, de fapt, am refuzat să mă mai duc după ce într-o ședință directorul general s-a ridicat în picioare după 3 minute și a părăsit sala. Deci aia a fost o experiență dramatică. Și, că suntem în contextul ăsta, în 2017 am venit la tine în bootcamp și am făcut people. Și ai văzut că mereu dau feedback, o să-l dau pentru că este real 100%. Deci anii ăia, primii ani pentru noi au fost... Exact, s-a văzut clar. Limitarea companiei este limitarea antreprenorului. Eu, după bootcamp, m-am întors atât de diferit încât am avut probleme cu experții și cu oamenii din companie care mi-au spus, bă, te-ai spălat pe creieri? Cine ești? Mă întrebau efectiv cine sunt. Și a fost o perioadă de exuberanță primele luni în care am fost foarte sus, că așa te întorci dintr-un bootcamp. 4 luni. Da, după care a trebuit să mă recalibrez un pic cu ei, dar eu deja... Nu mai eram persoana respectivă. Deci eu deja nu mai eram același Adrian. Și că vorbim de date. Am început să mă duc din nou la întâlniri. Păi de atunci până astăzi, rata mea de conversie este de peste 90%. Wow. Trebuie să se întâmple ceva extraordinar ca eu să mă duc la o întâlnire și să nu fac o vânzare. Chiar trebuie să se întâmple ceva, nu știu, ceva foarte ciudat și foarte negativ. Și de obicei nu prea se întâmplă. Și asta o spun pe cifre și pe date. Dar uitându-mă, acum discutând cu tine, făceam analogia și dădeam seama. Păi noi am pornit în 2014. În 2017, 3 ani de zile mai târziu, am venit la tine. Deci a fost exact bufferul ăsta de startup de primii 3 ani. După aia... Ai făcut un salt aici. Și Andy, hai să spun cifre. Cifră de afaceri, 2015, 10.000 de euro. Cifră de afaceri, 2016, 60.000 de euro. Cifră de afaceri, 2017, 240.000 de euro. Cifră de afaceri 2018, 400.000 de euro și 2019, 700 și ceva de mii de euro. Adică lucrurile sunt atât... Pe da, uitându-ne strict la date... Asta e graficul, da. Da, ne-am dus în graficul ăla. Asta. Da. Dar trebuie să spunem că primii 3 ani sunt înfiorători de grei. Absolut, absolut. Două comentarii, Adrian, înainte să vorbim de primii 3 ani, că merită o discuție specifică, dar două comentarii amuzante. Eu am început cu 6 clienți de asemenea. Primul bootcamp a avut 6 oameni. Acum n-am să spun că mi-au și plătit, dar am să spun că i-am convins să vină 5 zile cu mine în Creierii Munților. De fapt, mai corect este... 5 oameni și un câine, că erau șase participanți, dar unul dintre ei era câine. Ăsta a fost primul bootcamp. După aia a fost cu 12 oameni, după aia cu 24, după aia am ajuns să fac într-un an, undeva prin 2015, cred că a fost anul în care am făcut 9 bootcamp-uri. Am avut un an în care am făcut 9. Ăsta a fost numărul maxim. Nu discut despre efortul necesar pentru asta, dar o experiență de învățare... fabuloasă, colosală. Crezi că informațiile pe care le-ai auzit te vor ajuta să eviți greșelile pe care eu sau Andy le-am făcut la început de drum? Am petrecut cu Andy Secheli mai mult de 90 de minute, timp în care am analizat, combătut și structurat peste 25 de provocări de importanță majoră pentru un antreprenor aflat la început de drum. Urmărește întreg materialul pe canalele de Facebook și YouTube ale Termene.ro. Fă-ți cont gratuit pe termene.ro. Acum ai acces la datele de contact ale tuturor firmelor din România și la bilanțul pe 10 ani. O singură platformă, toate datele. Termene.ro. Consultantul tău personal de business.